Ciao, sunt Mihnea din Beijing. Astăzi declar așa, în mod oficial, deschid un club de tracțiuni pentru bărbați. Haideți să vă explic. Ieri am postat pe WeChat un video cum făceam aici niște tracțiuni, l-ați văzut și aici pe YouTube și un fost coleg, așa el mai dolofan, îmi scrie în comentariu: a, fii atent, și eu astăzi am făcut prima mea tracțiune din viața mea. Și eu așa emoțional am răspuns în comentariu: trist. Și asta a fost. Mai apoi, peste câteva ore, am văzut, mi-a răspuns și el la comentariu, păi zice, hai că asta să fie prima tracțiune din multe alte tracțiuni pentru restul vieții. Și am stat și m-am gândit, mă zic, poate individul ăsta are dreptate. Și ce dacă până acum n-a făcut niciodată ca bărbat o tracțiune la bară, bine conceput, bine că a făcut prima tracțiune și bine că este așa motivat să continue să se antreneze la bară și să fie prima dintre multe alte tracțiuni pe care le va face el în restul vieții lui de bărbat. Deci, am zis, fii atent, ideea mea este să încurajez cât mai mulți bărbați să facă tracțiuni la școală, tot despre asta le vorbesc copiilor, elevilor, zic că băgați tracțiuni, flotări, faceți exerciții calistenice, așa ca o paranteză, am văzut într-o miercuri, acum 2 săptămâni, în sala de forță și așa se jucau de a sala de forță și eram îmbrăcat frumos cu costum, cravată, vestă. Zic, da, lasă-mă fiarele acolo în pace, că degeaba faci tu câte o tură pe la toate stațiile, că tot nu se întâmplă nimic, deci trebuie program ca lumea. Zic, mai bine faceți aici niște tracțiuni. Păi da, domn profesor, tracțiuni, mai ușor la bală. Zic, hai să arăt eu acum niște tracțiuni. Și repede am băgat 10 tracțiuni, i-am invitat să mai facă și ei, după care m-am dus, aveam eu alte îndatoriri prin școală. Ideea este că haideți să facem tracțiuni. Facem prima noastră tracțiune împreună, după care vă explic cum va funcționa acest club al tracțiunilor pentru bărbați. Și de ce pentru bărbați? Hai, la o tracțiune! Așa, de obicei, eu le fac, astea sunt mai importante, friză așa pe deasupra, o tracțiune corectă, genunchii în jos, îndoiți și sus. Unu, cu bărbia peste bară și doi, gata. Deci, s-a făcut prima tracțiune oficială din clubul de tracțiuni. Cum va funcționa acest club? Te invit, mergi afară în fața blocului, la bătătorul de covoare și faci 1, 2, 3 tracțiuni, după care te întorci și lași în comentarii câte tracțiuni ai făcut și ne încurajăm unul pe altul să construim aici un club de bărbați care fac tracțiuni. Acum, nu spun eu că femeile nu ar trebui să facă tracțiuni, că nu e bine să facă tracțiuni, dar spun eu, este important pentru bărbați să aibă umeri puternici, spate puternic, așa, un mijloc puternic și atunci suntem bărbați adevărați. Opinia mea, să nu o luați greșită. Ok, deci, să-mi spuneți în comentarii câte tracțiuni ați făcut astăzi și facem treaba asta în fiecare zi. Bine ați venit la prima ediție a clubului de tracțiuni pentru bărbați.